Zacăita a implorat și s-a rugat fără încetare pentru ziua eliberării. După un an întreg de disperare și încarcerare, Gigi Becali s-a întors în casa din Pipera. Minunea va mai ține însă doar câteva ore. Este ziua lui de libertate, în care, chiar dacă nu mai este în spatele gratilor, Becali rămâne prizonierul suferinței. Mamicuța mea, sunt icoanele vii ale vieții mele. Nu mai mă interesează viața publică, mă interesează numai și numai mântuire. Trebuie să se obișnuiască lumea că nu sunt un câine care să pot să fiu arătat când vrea cineva și cum vrea cineva. Nu e nimeni stăpân pe mine, vorbesc cu voi, vă dați seama că nu o să vă pot spune toate. O să vă pot spune toate, numai atunci când am să ies definitiv. Cu durere în suflet, n-am ce face, nu vreau să am probleme. Am să vă rog, lăsați-mi fetele și nevasta în pace și mama și rămân cu voi până la adânci bătrâneți eu. Mă liberez și stau cu voi în continuare până la moarte. Jur cu cruce că nu e ironie, îi iubesc pe toți, îi arzi pe toți cu flacăra iubirii mele. Căci moștenirea mea este puternică și cu asta basta. Lacrimi.